Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din O zi din viața unui admin. Din nou cu parașuta, că am văzut că vă place, dar și mie mi se pare mișto să fiu așa cu parașuta deasupra orașului, frumos, aștept tichetele alea frumoase de la oameni necanceroși și de-astea. E Caterinca. Așa că vom aterza în această piscină și vom practic muri. Nu mai aterizăm în piscină. M-am răzgândit. Au. Hai că eram sigur că sparg gura. Da, bine v-am găsit la un episod de Ultra Bishmaker, în care Epic Shorty moare din nou. Haideți să primim și noi tichete și să mergem la băieții care au nevoie de ajutorul nostru și să vedem dacă dăm de oameni care au probleme mentale în această zi mirabolantă. O să verifici pe dacă are permis că umblă cam haotic. Ia uite, știu cum merge băiatul meu. Are permis. Alo? Poți să mergi și tu mai normal, că ești cam haotic așa. Poftim? Să mergi mai normal, că ești haotic. Și că eu. Dar tocmai a intrat în stația aia de autobuz, de erau să o damblagească de tot. Să mor, oamenii, nu mi-e trebuie. Să nu mă dăm afară, mă. Eu mă la toată lumea. Unde ești, bă, ăsta? Unde ești? N-are permis, dai cu scuterul de... Asta e perfect, băiatu. Adică e ok. Bine, nu știu de ce mai verific eu pe ăștia, că oamenii trebuie să aibă permis, că altfel nu poate să-și ia job-ul. Dar de curiozitate, că poate, poate. Mamă, uite-l pe ăsta cum merge vărule. Văruțu! N-are permis. Hai noroc, du-te puțin jos de mașină, te rog frumos. Da. Am zis să te dai jos din mașină, nu se dai de vechi. Scuze. De ce umbli fără permis auto? Cu mașina de bancă. Scuze, nu se mai repete. Dar știi că n-ai voie? Sincer, nu prea. Regulamentul l-ai citit? Am citit din el, dar nu așa... Păi trebuie să-l citești cam pe tot, nu din el. Bine, scuze, să-l citesc. O să ai 24 de ore timp să-l citești. Se poate trece cu vederea? O să fac și permis imediat. De ore ieftinache. Așa. Da, se mai întâmplă. Băiatul probabil avea jobul de bancă dinainte să fi băgat noi ăsta în care necesită permis auto. Și probabil de asta. Uite, ăsta are permis frumos. Cu toate că umblă el cam rapid, așa, cam haotic cu mașina aia de bancă, dar... Cu toate când n-a făcut rău nimănui, e ok. Ok, continuăm imediat cu episodul când sună cineva la admin sau când găsim pe cineva care face ilegalități sau alte nebunii. Avem aici pe băieții cu mașinile de off-road, dar cam sar munții băieții mei așa. Cel puțin Cleo ăsta. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare, dar a sărit, ia uite. Adică e off-road, înțelegi, dar nu faci de-astea, frate, să o damblagești, să o lovești în ultimul hal. Înțeleg să mergi mai tare pe teren accidentat, să urci pe munte cu ea, pe astea, dar nu așa, frate. Uite, acum sare de aici. Adică cu mașina off-road, mergi off-road, dar nu dai în bola copilor. Așa că vine ornul și la băiatul ăsta. Scoate spectei, tu mergi la el în mașină. Ia să vedem.
El nu știe că sunt cu el în mașină în momentul ăsta. Dar uite, știu cum merge, vai de viața mea. O fi bine, mă? O fi bine să mergi așa cu mașina? Prietenași? Da, da, da. E bine? Aici la ultima nu n-am făcut bine, scuze. La ultima? La care am mai greșit? Păi de când ești de pe munte cu aia, tot sar dealurile alea cu mașina. Da, la asta de acum n-am. Nu, 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 a, dar dinainte ai făcut bine când ai sărit de pe munte cu ea. Nu, nu, nu. Am înțeles. Ești numărul 1 atunci, ce să zic. Da, îmi pare rău. O să-ți dau un ban 24 de ore și ori unul din doi. Bine, îmi pare rău. Ori unul din doi. 24 de ore. 45, 95, 0. Ori 1. Bă, am înțeles, mă. Și că trebuie să fii la volan. Eu am înțeles, frate, că ești cu mașina off-road pe munte. N-am nicio fel de problemă cu chestia asta. Dar băi, vorule, tu din vârful muntelui până aici, ai sărit cu ea, dar ai sărit toate pulile din mașina aia. Și mai era unul ăla, nu știu dacă a făcut tot la fel, de eu pe ăsta l-am prins. Înțeleg, frate, să te plimbi cu mașina pe munte, off-road de-astea, dar nu sari, frate, muntele cu ea. Că nu este invincibilă. Ăsta e al doilea. Și tu tot așa pe munte frumos cu Cleo? Sărit munții? Auzi? Poftim? Tot așa cu Cleo săriți munții împreună? Nu, noi chiar am coborât frumos. Aha. Da. Da, vedeți că chiar a fost mare grijă. A, de ce? De-aia nu mai răspundea Cleo, nu? Domnul Epic, dacă mă scuzați, întrebare dacă se poate. Zi. Aveți idee când o să faceți următoarea ședință de tonic? Nu. Da? Mă auzi? Nu. Îmi dai și mie telefonul ăsta, dacă poți să-mi dai și mie TP? Că aici m-a respawnat. Îți dau și TP. Și dăm aici. Mersi. Așa. I-am dat TP pentru că l-a spawnat în pustietate și chestii de genul, n-avea nicio stație de autobuz lângă. Adică na, mă gândesc că deja știți. Aoleu, mamă. Să văd bine în oglindele alea, doamne? În oglindele alea? Nu prea te auzi, fatalica. E bine. Mă ziceam că să se vadă bine, să mă asigur bine. Da, 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 bine, super, super. Vă duc undeva, ai nevoie de acții? Până la secția de poliție, dacă e. Mersi mult de tot. Era rușc. N-are nimic, am ajuns, e în regulă. N-are nicio treabă de lefie. Să plimbă cu scuterul cu 40.000 de oglinzi. Știi că voi, da, nebunilor. Așa e. Bă, toate zidorurile pe care le găsesc, fii atent, toate zidorurile pe care le găsesc, toate au toba asta. Deci cred că sunt sigur că are toba asta. Da, dar nu potează, sunt mai frumoase de duble. Mai rar, bus. Bine că e mai rar, dar e mai dacă are tobele alea, costă cu 5 mașini VIP în plus. Aia zic, că ții 2 mașini în plus. Dar n-am zis că e mai frumos. Orice e diferit, e rar, domne, nu găsești. Nu, am zis e că mai scumpă. Mai rar, n-am zis neapărat că se dă mai scump. Se dă pe 40 de speciale. Da, da, dar vorbeam 70. Că e, sunt mai frumoase astea duble, adică... Da, fiecare cu gusturile lui acum. Ula mea.
Da. Oh, frumos. Nu m-aș uita să opresc. Nu mai zic nimic. Da, domne. E exact ce trebuie. Are permis autost? Da. Stă la stop frumos. Că așa se joacă, frate, cam jet. Ță reală. Arghită la ce a făcut. Și-a dat duhul. Ia mă. Băi, trebuie să trăiesc mă odată în momentul în care n-are polițistul permis auto. Să-i dau bani direct. Sau medic sau ceva. Întrebă despre o mașină. Aleo. Da, salut. Salut, am o întrebare despre Dodge-ul ăsta. Știi că nu are faruri. Da, o să se repare. A, mersi mult. Și mai am o chestie, poate așa e mai făcută mașina, știi? Poți treci prin ea. Ok, o să repare. A, mersi mult, mersi mult. Okay, super mașină. Da. Bună idee de băgat. Ok. Respect. Salut. Unul cu Dacia 1300 am ieșit de aici. Spre cel că mine claxonă și îmi pune frână în față și intră în mine. Brake check. Ce? Brake check. Se numește. Ce-i ăla? Când se pune în fața ta și pune frână, se numește brake check. Păi, a făcut intenționat, m-a și claxonat. Se întâmplă și în viața rară, nu e cancer. Ah, ok. Dacă ați ști cât se întâmplă în viața rară, brake check cu pizdii. Când sunt oameni nervoși că e depășit. Se bagă în fața ta direct și bagă brake check-ul direct. Cum ar veni, băi... Ai depășit tu pe mine, mă bag în fața ta, bam, de bine, eu n-am pățit chestia asta. Dar mă tot uit pe YouTube la astea cu șoferi proști și căcat de genul, nu că aș fi un șofer bun. Dar din greșelile altora, învăț și eu să nu fac același lucru, știi? Și mă uit la căcatul de-astea. La faza de-astea cu șoferi proști. Ca să nu fiu și eu prost, să învăț din ce au făcut ei să nu fac și la fel. Să trăiți, domnul boschetar, mă auziți, domnul boschet? Dacă mă auziți, ridicați mâinile apăsând pe butonul X. Domnul boschet. Domnul boschetar, mă auziți? Nu cred, eu cred că e surd. Ia zi, boss, vă duc undeva. E surdomut, probabil, da. Da, e probabil surdomut. Arătați, domnule, prin semne 5, la 7, domnul 7, ăsta, 7, 9, nebunia asta de persoană. Te-au? Ok, epic. Acum te auzi, mă, pregăteam să-ți dau kick. Epic. Da? Am și o întrebare. Zic. Dacă am contul de GTA pe Epic, poți să donezi? Da. Dar tot trebuie să te rugezi cu un cont de Steam pe site. Ah, ok. Epic, am și o întrebare. Zi. Deci fii atent, văd că eu să acum de m-am apucat de server și m-am mai scapat server, mă rog. Și am văzut că pe aici sunt diferite magazine cu ăla, de exemplu, s-a dus și o postă de aici, descrie brota nu știu ce, dar nu merge să intri în el. Păi ce treaba tu, sau? Du-te și îmbracă-te, vărule, în capătul bulevardului acolo, e de la îmbrăcăminte și e și gratis. Da, da, alea-s de vânzare sau ce-s cu ele, că nu știu. N-ai tu treabă cu alea. A, bine. Salut. Salut, te ascult. Am o întrebare despre Dodge-ul ăla nou. O să se repare Dodge-ul nou. Ok, și încă o întrebare. L-ai banat pe băiatul ăla de să dea drept mine? Adică? Vindea mașini pe bani reali? Cum adică să dea drept tine? ID-ul meu? Adică spunea la oameni, dădea mesaje pe privat și le spunea că el vinde mașini și că ID-ul este 1337. Adică ID-ul meu. Nu știu, n-am primit așa ceva. L-am pus și pe reclamație, am văzut că mai multă lume s-a plâns de el. Da. Și am primit și conversații de la mai multe persoane. Ok, dacă aflați pe bune cine este, să-mi dați și mie. Păi am aflat. Cine? 27789.
Păi da, dar ăla s-ar putea să fie și el ID, așa manevră, dar s-ar putea să fie chiar el, nu știu, nu vedea. Ok, okay, mersi, te pup, ceau. Să trăiești, doamne. Legat de joburi ilegale. Hai, salut. Salut. Te ascult. Auzi? Legat de... Dar aș putea să fac un job ilegal cu mașina asta? Cu mașina de taxi? Da. De ce nu? A, adică pot, nu e nicio problemă. Cu mașina de taxi, da. Cu aia de bancă sau mai știu eu ce, nu. Cu autobuzul, nu. Dar cu taxi, okay, poți să fii și taximetrist care vinde și droguri. Okay. Sau altceva. Mersi frumos. Ok, te pup, ceau. Ceau. Bă, până acum oameni, ok, cu întrebări. La care, uite, bă, ăsta cu taxiul n-am mai primit întrebarea asta până acum. În 70 de episoade sau de când filmez eu o zi în viața unui admin. Da? Am și o întrebare cu jobul de pizza. Așa. Dacă am acum, nu știu, câteva pizza, poți să vând la playeri? Da. Ok, mersi. Ori le vinzi la player mai scump decât le-ai luat, dacă găsești pe careva care vrea să cumpere pizza sau astea, ori le vinzi la misiune, cum ar veni, și să faci la acolo. Și încă o întrebare, dacă poți să stai. Dacă vreau să spăl niște geamuri, gen, și mă duc la un player, gen, să spăl geamul de la mașină, de poți să-i cer pe metrul ăsta? Da. Ok, mersi. Pa, pa. Te pup, ceau. Salut. Ok. Bun, așa, frumos așa. A, frate, pe bune acum. Altceva, viața mea. Așa îmi place mie de tine, viața mea. Toți vă lăudați cu mașini, dar ce mă, voi aveți așa ceva? Ai venit să dau tură cu Dacia asta frumoasă. Nu vreau cu Dacia, vreau cu bicicleta. Hello, Gagica, te dau tură cu Dacia. Să mor. Bă, asta-i observam, mă, că... Au, ăsta cum îi zice... 35 de cioare sune de Dacie. Mă, tu ce dracu faci? Stai mă așa că mă... Băi, e locul meu de parcare! Aolo, ce urlă fetița aia. Oarba după tine. Oarba după ea. Că ține microfonul în gât. O întrebare. Numele plus Leo? Problema, vorule, nu cu o întrebare. Nume și problemă, păi, când tuni. A, ok. Te ascult, dacă putem, vrem să mergem mai mult la gârlă, să mai luăm oameni după ora și să nu facem canci, că știu că se consideră gang. O să iei tot serverul, să-l consideră gang atunci când faceți activități ilegale. A, prostie. Știu. Exact. Dacă, ok, mersi. Așa poți să iei tot serverul, te duci la gârlă, n-am probleme. Hai sus de luți atunci. Hai sus! Da? Mașina aia neagră de bancă claxonează un minut, se oprește 20 de secunde, claxonează iar în continuu. Care unde? Fix în parcare, fix în parcare la bancă. Nu vezi că toată lumea ți-ar lua, nu-ți dă nimic. Dar în ziua de azi greu să fac. Domnule, ce vrei? E viață. Păi și unde claxonează? Că n-au... Da, am dat cum îi trebuie. Ce dracu mie îmi dai un leu, ia-mă banii înapoi. Așa că ză drept că a murit. Poți să nu mai claxonezi non-stop cu mașina asta, te rog frumos? Da, scuze. A murit ăsta aici, leșinat. Ba, asta este, sună la medic. Păi nu știu, colegul a sunat, n-a sunat. Ok. Dacă leșinat de foame, de față cu mine leșinat, adică nu e ceva... Că l-a omorât cineva aiurea sau nu roleplay. Nu se întoarce aici, băiatul meu. Aolo. Ai semne de circulație acolo, să știi. Epic shorty șoferul. Da, când mai intervine ceva, un tichet, da, bam, revin imediat. Ca să nu țin episodul degeaba, să mă plimb pe străzi. Pupi! Așa, băieți, am revenit cu episodul nostru de viața unui admin, dar... Suntem undercover în momentul ăsta. Ăsta e caracterul cu care m-am jucat. Este ID-ul 50.000
nu știu cât, n-are nicio importanță. Eu comenzile de admin le am, doar că nu apare nicăieri, că sunt admin sau ceva. Nici pe chat, dar nu vă scriu nimic pe chat momentan. Am numele Dănuțu 13. Mi-am activat și o blipsul rezervă pe unde sunt oameni. Și mă plimb așa printre ei, mai una alta, mai alta una, știi? Dăm o tură și până la târg, dacă e. Și că n-avem treabă la clinică aici, dar... Așa. Și vreo 10 minute, un sfert de oră sau cât ne mai plimbăm cu caracterul ăsta. E un tic amărât, i-am pus numele IF 2 Dan. Bine, i-am pus IF 20 și nu știu cât Dan. Dar n-are importanță. Pentru că e Dănuță numărul 1, aproape numărul 2. Și ne plimbăm pe acelea. Deci nu știu dacă e roșu sau verde. A, era verde, că dacă e roșu aici, e verde în partea alta. Unde, unde, unde? În Europa. Wow. Nu cred că s-a uitat atât. De ce? Ascultăm și pe ăștia ce vorbesc. Hai, hai. Hai. Un match. Băieții nu sunt pe Discord, vorbesc pe stație. Aia, de acord, de unde suntem noi sau cu Titan? La perna aia acolo. De. Județul tuturor posibilităților. Încercăm... What the fuck? Nu știu în ce m-am lovit, vărule. Încercăm să fie cât mai undercover. Cred că dăm o tură și până târg, pentru că pe acolo sunt băieții foarte activi la ora asta. Așa. Așa că dăm o tură și prin târg să vedem ce fac băieții acolo. E super tare, frate, chestia asta, că nu știe absolut nimeni că sunt pe server. Așa. Nu știe absolut nimeni că sunt pe server. Și mă plimb printre ei ca și cum n-aș fi acolo. Adică aș putea să mă oprim și cu nou clipul. Dar în lista de player de aici se vede dacă sunt eu online sau mai știu eu ce chestii. Iar în momentul ăsta Epic Shot este Dănuțul 13. Uite, vezi, Dănuțul 2, Dănuțul 13. Am întrebat dacă acum care e cel mai bun job. Și află-i cât, normal. Află-i în caracter. Cuticou nu-l interesează dacă, mamă, ce hal ești de un. Vedeți, de asta te superi pe acolo, că-ți damblagești mașina. Află-i cât. Asta cu află-i cât e clasică. Oricine întreabă bine, e ok. Să afli, știi, am întrebat doar așa la Caterin, că să mi se vadă numele pe chat. Că nu sunt epic shorty. Și dacă scriu normal, am ID 50061. Haide, mă. Dănuțul 13 civil. Să moară, mă. Ok, pun pauză până ajung la târg ca să nu vă țin degeaba și continuăm acolo. Am ajuns la târg, intrarea este închisă, doar cei care sunt în urmă mai poate să vândă mașini sau să cumpere. Bagă mă cu spatele, eu știu. Ăsta n-a băgat cu bitul, eu știu. Mai dacă, dacă ții vreo 6 amende pentru nerespectarea marcării rutiere, aia e.
Da să amenzi. Nu știu, dă vină. Târgul este închis, dar băieții tot intră. Dacă ții așa, vreo 7-8 amenzi... Frumos, copitălu. Suntem aici și așa. Dacă ții vreo 7-8 amenzi pentru nerespectarea marcajelor rutiere, nu-i vina mea. Hai. Cristo, ce-i mă cu pantalonii aia pe tine? Dar ce are, mă? Zici că ți l-ai luat în del culo. Da, nu e nimic interesant aici de acolo. Legi. Bag și o mașină acolo, Sanchi. Dar mai bine nu bag, că mă întreabă ăștia Sanchi la mișto dacă o vând și trebuie să vorbesc și nu vreau să vorbesc. E doare în pula. Să uite unul la comunică pe telepatie. Deci în filmele cu proști nu e așa. S-ar putea să fie și pe Discord unii dintre ăștia. Deci stai chiar să ne uităm noi la motorul ăla, că parcă are carburator de la de care îmi trebuie mie. Ia e mai așa. Ia mă, hai, ia, ia. Băi, ești tu carburator, ești tu. Hai că nu mai are la multe, mare 4. Să luăm carburator de la motorul ăla. Hai repede. Da. Bine, ia bine, bine. Cât e mai trebuie să-ți dea ăla? Cayenne, Softail, care mai rău? A, nu, nu. 500 SL și 600 SL. Nu, nu, nu-i nimic, nu, mă uitam și eu așa. Mi se pare că... Să văd dacă e carburator de la cele... Cayenne-ul la pot mai pe două, dacă vei. Da, da, Cayenne-ul, da, pe două. Nu, nu-i nimic, mă uitam și eu. Fac 13 pe M6, cam așa ceva. Bagă cheile mașină, bagă cheile mașină. Am băgat asta și gata. M-am spus asta. Și tu cum a venit că pați ia 3? Puțin până... M-auzi? Da, mă, nu sunt stare să prindă. Dacă l-ai la tine, ai puțin până... Hai mă, să mergem aici, că e fi problemă cu niște băieți. Ce-n-o, ce-i bric cu bruscuțul ăsta? Am un Beetle, dacă vezi, dacă poți să-i până la hambă. Ia stai bă aici și-a, ce? Ia stai aici. Stai aici și-a. Uite, nu e ăla cu Softail-ul. Nu știu cât o vreau ăla pe Beetle. Că Beetle-ul ăsta este mașină normală, de civil, dar e de colecție. Și de obicei ăștia vor mașini VIP pe ele, dar nu au voie. O, domnul Denis, cu stimă și respect, ia dă-și mi-o tură, haide. Nu pot. Urcă-te pe la noi. De ce nu vrei și mi-o tură? Pe dacă mă urc și eu iese urc. Fac cu băiatul ăsta cu M6, după aia îl dau. Plus de el, când vin. Mai că nu mai am mult. Nu mai, decât 3. Nu, 3. Cam așa, 3. Asta nu mai e multe. Imediat trece timpul. 500 SL, 600 SL și Cayenne. Ok. Bre, dar ce ai făcut cu țărul? S-a mustat aia până... Nu știu pe cât vinde broscuta și nu-l întreabă nimic, eu nu vreau să-l întreb. Ce ai făcut de țărul? S-a mustat aia. Poate vrei să-mi atingi pula cu botul. Hai, că a făcut și el o glumă și tu... Păi de ce să-mi ating când mi-e mustat? Păi și trebuie să vorbiți așa? Da, că eu sunt șbencher, ai auzit de Andrei Mondial? Da, nu să mai stau aici, că ăștia nu fac. Că eram șbencher. Nimic ilegal, așa că ne întoarcem în oraș. Când făceam eu bani. Hai mă, dă-i când bag pula în rasa lor. O luăm așa pe aici. Să... dispărând în peisaj. Și de aici bam. Manevră combinație și mergem înapoi în oraș. Deja trecem pe munți. Bam. Nu m-a văzut nimeni. Acum stând oraș. Ca să nu mai... Nu mai au pe toată autostrada să iau așa din cap în cap. Așa vin din capătul orașului, bam, teleport, că, na. Trecem și pe un roșu. E și poliția acolo.
Dar dacă e poliția, n-are rost să stau și eu. Dar vor să plece. Pentru că a zis că vrea să-și testeze suspensiile. Și evident exact că l-am ajutat pe dânsul pentru că da, noi suntem oameni cu bun simț. Gabi. Și dacă mai claxonat... Foarte bine, că m-am murit mâna pe claxonul ăla. Colegul, dă-i amend. Pot să continui, domn polițist? Așa, noi vreau să-l ajutăm pe dânsul cu testarea suspensiilor, deoarece a zis că a fost alaltă la service și nu a prea decurs cum trebuie amplasarea acestora. Am luat un autovehicul, este a treia oară cum vreau. Mi-a dat bulelă, prea mi-a pus suspensiile. Și da, evident că dacă s-a întrecut măsura, îmi pare mie rău pentru toți colegii. S-a cam întrebat cum astea, că i-a găsit oamenii în mașina aia, după aia i-a găsit că nu, ei erau în mașină, noi vreau să testăm suspensiile cei de afară. Mă, nu am nici permis, băi, ia stai cadă numai ăla acum. Stai un pic, fratelor, ia stați un pic, stați un pic. Dar, da, totuși, care este problema? Pentru că nu am mers cu ea, noi doar am testat-o staționând. Nici n-am mers un metru. Bun, și dacă... N-am asigurat, n-am permis. N-avea cum. Era pe... Era pe propriu risc. Da, ne-a sumat. Pe propriu risc, era pe propriu risc a șoferului, că șoferul răspundea da, din punct de vedere legal în momentul în care cineva cădea de pe... Evident, fugim? Evident că domn șofer, pentru că domn șofer ne-a pus... Fuge, 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 fuge și nu are permis. N-avem mult ce să-i fac. I-am vrut doar să parchez acolo, frate, un pic. Fac și vine ăsta în ultimul hal după mine. Mă bag și eu pe aici și fii atent să închis cap. Eu nu sunt aici pentru roleplay. Și acum fie atent, mă ales ce fac. Păi e acolo, fac, am crezut că au plecat după mine, unde-i? Cred că m-a văzut. Eu nu vreau să fac roleplay, vreau doar să ascult ce vorbesc ea, ce facă ea. Ia, fii atent. Tico, obre. Unde pleacă? Nu mai. Bă, vreau să-i dau contract să mi-l dea mie. E la noi, la TVG. Dacă-l bagă la închisoare. Să fiu fericit. Ce-au rog fericit. Colegi. M-a luat state, mă, că e băiat. Asta vreau să-mi spun ce mai bine. A făcut și-l o farsă. Mamă, dacă ți-au venit, bă. Urcați aici, în altul vehicul, vă rog. Hai, sus aici. Auziți? Urcați în auto. Pe partea stângă cu colegul meu. Păi, dar la că... Să ne zice și la ce stomatolog ați fost. Pune centru. Domnul oficial. Hai, spargeți gașca de aici, că nu cred că vă domnul de la TV sau urmă țipete pe aici. Păi... Se te țin pe acarea din fața TV-ului. Deci mi-i zâmbește polițistul de la unul. Aveți și la cap, da? Are grijă la cap? Haideți cu mine. Lizbi magic, polițist, lasă, bă, ce-i pe ăsta?
Domnul! Haideți după mine. Haideți după mine. Haideți. Haideți, domnule, după noi. Trebuie să vă deschid ușa din nou. Înaintați acolo, vă rog. Haideți, poftiți. Zici, mi-i intră pe ușa. Haideți aici după mine, vă rog. După mine. Domnule, haideți, domnule, acolo. Domnule, intră acolo lângă colegul meu, vă rog frumos. Te rog eu frumos. Haideți după mine, vă rog frumos, dacă nu, va trebui să aplicăm forța. Haideți. Haideți. Sigur, nu vreau să fie aplicată forța. Haideți în partea asta altă, vă rog. Să intrați, domnul meu, intrați sau ne testați rădarea? În partea cealaltă vă rog să vă duceți la gratii. Să nu stați în... vă rog frumos. În partea cu... așa. Cu fața la gratiile acelea vă rog. Fața la gratiile de la cel la mare. În partea cealaltă vă rog, în fața mea. Lăsați cu spatele la mine și cu fața la gratiile acelea. La asta mă refer. Vorbiți cu mine? Da. Cu spate. Vorbiți sau nu vorbiți? Vorbesc, doarme mamă. Am înțeles. Asupra dumneavoastră aveți ceva, domnule? Obiecte interzise, alte asemenea? Nu. Aveți sau nu aveți? Că n-am înțeles. Nu. Am înțeles. O să efectuez scurtă percheziție astfel încât să observ dacă asupra dumneavoastră aveți... lucruri de natură interzisă, da? Noi suntem aici cu domnul ăla, sunt cu colegul crescut și la... Întoarceți vă rog cu fața la mine, domnul. Plecăm noi acum de la secție. La secție suntem noi. Fața la mine, domnul. Mă auziți? Ușa. Este în regulă și așa. Să rămâneți cu fața la mine, vă rog. Mulțumesc. Asupra dumneavoastră aveți un buletin sau nu aveți? Că din câte observ nu aveți. Domnul, ce s-a întâmplat? S-a consumat ceva? Apă. Haideți să vă ajut să vă dau ochelarii jos, astfel încât să ușesc ochii dumneavoastră. Par a fi... Sunt ochelari de vedere. O să vă dau ochelarii de vedere jos și ulterior o să vii până înapoi. Domnule, nu. O să, nu o să vă doară, domnule, nu o să aplic. Rămâneți, vă rog frumos, cu fața la mine. Cu dumneavoastră vorbesc. Am rugămintea să vă întoarceți cu fața la mine. O să vă dau ochelarii jos și ulterior o să vii până înapoi, da? A, uitați. Așa. Colegul, ține puțin ochelarii și adu-mi o pereche de mănuși. Acum. Tonica folosind. Da, da. Dar știi cum. Ați consumat ceva substanțe interzise, domnule? De ce vorbiți în șoaptă, domnule? Că... Doarme, mă. Din cât o... Cine doarme? Mami. Ne urmărim. Cine doarme? Stați că... V-ați dat... V-ați rupt bluja, domnule, la cât de tare. Lasă mânușile. Acolo sunt, acolo sunt. Ce
Doamne, puteți să dați din fund, domnule, că nu mă interesează fundul dumneavoastră în acest moment. Am rugămintea să rămâneți cu fața la mine, vă rog. E ultima dată când vă rog să vă opriți din mișcările pe care le faceți, vă întorceți cu fața la mine. Ridicați cap. Rămâneți cu fața la mine, ridicați capul. O să vă analizez cavitatea bucală, astfel încât să observ dacă aveți ceva în gură sau dacă aveți urme de... Hai că am înțeles dacă e. Ia să vedem aici. Nu e nevoie să... Nu scoateți limba afară, că nu v-am rugat să scoateți limba afară. O să umplu eu cu mâna prin gura dumneavoastră. Prin gura dumneavoastră, astfel încât să... Vă simțiți bine, domne? În gură e alb. Deci ați consumat, domnule, sau nu ați consumat nimic? Nu. Vezi că e acolo colegul, cutia cu toate alea. Da. Să vă întoarceți, vă rog, cu fața la perete acum. Săpulul. Domnule, să vă întoarceți din nou cu fața la gratii, vă rog. O să vă ajut să vă luați pantalonii pe dumneavoastră și să nu încercați să vi mai dați jos singur cu picioarele, vă rog. Are chef ăsta de oră pe de oră, așa. Așa. Panoracul o să lasă pe... Domnule, e ultima dată când vă rog să nu vă mai dați pantaloni în jos cu picioarele, da? Colegul, cred că trebuie să ducem la laborator sau undeva, bățișorul ăla. Cheamă un echipaj medical aici, să rog. Să rămâneți cu fața acolo la gratii, dacă se poate, vă rog. Domnul, să rămâneți cu fața la gratii, să respectați ordinele pe care vi le spun. E ultima dată când vă rog, deoarece în cazul în care se mai întâmplă un lucru de acest gen, va trebui să folosesc forța. Las pe loc, medic. Vă rog, e ultima dată când vă zic, o să folosesc forța. Fiți atenți aici, manevră. Așa. Yeah. Hai să mergem. Cred că a dormit. O să... Probabil. Să rămâneți, vă rog frumos, acolo cu fața la gratii, domnul. El crede că m-am băguit în astea. Colegul, dă-mi ochelarii jos, te rog. Dă-i două pute pe spinele să pucolească. Două... bastoane, două pulane. Da. Colegul? Da. Am închis ușa cineva. Domnule, alo, rămâneți pe loc, rămâneți pe loc. V-am zis că o să folosesc forța, rămâneți pe loc. E ultima dată cu fața la ușă, vă rog. Cu fața la ușă, rămâneți acolo. Fața la ușă. L-am zăpăcit să mă rupă, mă. Băi, l-am terminat, mă. L-am terorizat. Ajutor. Nu știi ce se mai întâmplă, frate. Domnule, vă întreb... Cum ați ajuns dumneavoastră aici din camera cealaltă? Adică? Erați în camera cealaltă. Reținut de că... Era aici colegul, cred că ne-am văzut bine tu. Cred că credeți și mi-a văzut bine. Aici am stat. Era aici. Băi, l-am terorizat. O să iau cutia și o să...
nu ne-am înțeles. Băi, cu el l-am terorizat pe ăsta să moară mama. Am văzut, ăla i-ai dat. Ia cutia de aici și două în spate, te rog. I-am dat daun pe creier. Să mă întoarceți cu fața la mine, nu în acest moment. Să vă întoarceți din nou cu fața la mine. În acest moment puteți rămâne în celulă. Cu fața la gratiile acelea. O să fiți înțepat câteva lucruri de bază. Câteva întrebări standard vi se vor pune și dumneavoastră va trebui să răspundeți la întrebările pe care vi le pun. Da. Încă o dată... Răspunsul este da. Încă o dată vă întreb motivul, nu da, vă întreb motivul pentru care în continuare vorbiți în șoaptă, chit că vă aflați într-o secție de poliție, adică nu este nicio problemă. Am o boală la gât. Aveți o boală la gât, am înțeles. Doriți asistent, să ne asiste un echipaj medical? O, ce doarme mama. Știi? O, că doarme mami. A consumat ceva, coleg. Am înțeles, deci... Nu știu sigur dacă doarme, dar probabil e în casă. E în... E în dormitor cu tati și... Da. Fac sex. Am înțeles. Haideți să ne vă rog, e frumos. Ați consumat ceva substanțe, v-am înțeles. Nu. Ulterior veți fi trimis la... Poliția. Nu fac răge, că eu ascult pe mami și pe tati cum se fot. Vă rog, e frumos, păstrați un imbaj de cin totuși. Da, răspunsul m-am da. Comunicat. O să fiți da. Dus și de către colegii și la un test de substanțe. Da. Da. Am rugămintea să-mi comunicați numele și prenumele dumneavoastră. Da. Am rugămintea să-mi comunicați numele și prenumele dumneavoastră. Stai, colegul. Ziceți-mi numele mare și numele mic. Daniel. Și la mare? Numele de familie, adică. Să-mi comunicați numele de familie, mă interesează. Șchiopu. Deci Șchiopu Daniel ați comunicat, da? Dănuțu. 13. Poftim? Dănuțu 13. Poftim. Pe ce, domne? Dănuțu 13, pestim. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți polițist, mirsogi. Am rugămintea să încetați cu aceste afirmații. Nu e cazul să facem aceste afirmații, mai ales în circunstanțele în care ne aflăm, da? Stați mai un pic că mă sună mama. Adică mă cheamă. Revin, perepe. Domnul, alo. Alo. Da. Unde vă duceți? Rămâneți, domnule, în fața aici, vă rog. Celul rămân, nu fac nimic. Dar mă cheamă mama la ea în cameră, că probabil au terminat. Cine vă cheamă, domnule? N-are cine să vă mama. Cheme, mă înțelegeți? Încă o dată, vă înțeleg că ați spus. Domnule, sunteți domnule... într-o sedie de poliție, nu sunteți acasă. Acum mă crede că consumat, fecă. Înțeleg că ați consumat niște substanțe. Mai sunteți aici alături de noi? E rid, dacă cred că cu capul evraiști. Nu. Vezi că știu pe Epic Shorty. Poftim? Îți primești bani dacă nu mă lași să mă duc la ticoul meu. Oh, așa avem nevoie de niște bani. Ce să facem, domnule? Eu nu o să vă dau niciun ban, nu o să vă dau, domnule. În acest moment, morți mătii. Dacă continuați, vă rog eu frumos, să-mi dați mită, mătii, dau bani, dai așa, fie. Am rugămintea să încetăm cu înjurăturile. O să chemăm Duba atunci. Vin la tine și te bat. Văd că nu mai e rost să discutăm, o să discutați direct cu anchetatorul. Ți-am zis că te bat. Băi, nene, era... Domnule, vă rog frumos. Dați pe loc, vă rog. Dați pe loc cu fața... Treci în celulă. Dați cu fața acolo, vă rog. E ultima treci dată când vă zic să stați pe loc. Colegul, dă-te așa un pic. Va fi nevoie să vă electrocutez. Electrocutează-mă. Gata, te-ai plictisit. Colegul, stai așa un pic. Va distrug serverul, vă duc morți, mătii. Să-mi papulă nebicioare. Să-mi papulă nebicioare, te dai pitic.
Și are mașină de femei BMW seria 1. L-am văzut alaltă ieri la mine pe stradă. E pitic și gras. Am înțeles. O să să rămâneți pe jos. Să rămâneți cu fața la gratie acolo, vă rog. Da, sigur. Hai, v-am pupat. Aveți grijă de voi. Stați pe loc, am zis. Pe loc. Pe da, loc. Stați un pic. Au. Au. Stai pe loc. Au. Mă doare. Stai pe loc, am zis. Da, zis, băi. Stai pe loc, că iar te bat. Fii atent acum. Stai pe loc. Stai pe loc. Stai pe loc aici. Nu, dai. Stai pe loc că te bat. Băi. Băi, nene. Aoleu. Coboară din... I-am zis pe ramă. Coboară din mașină. Coboară din mașină. Vând necuri la 10 euro. Coboară din mașină, e ultima dată când îți zic coboară din... Pa, pa, pa. Pa. Hai că am înțeles dacă e m-am urât direct. S-a aruncat din mașină, bă, domn. E teribilist. Stai așa că dau kill. Am înțeles, e bine. Gata, mă, gata, am terminat. Și nu le zic nimic, o să văd ei pe episod și atâta. Da, mă, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta. A fost o zi din viața unui admin și restul jumătatea de episod a fost trolăm polițiștii, că na. Nu m-au lăsat și pe mine să parchez eu acolo, să stau și să-i ascult pe aia cum vorbesc. Să mă ia ei, că n-am permis, n-am d-alea. Dar măcar m-am distrat și eu. Îmi cer scuze pentru cei doi sau trei polițiști cât erau. Fost la amuzament așa ca tehnică un pic. Sunt curios dacă o să-i dea mesaj mie sau lui DLF acum. Băi, hacker pe server, nu știu ce, nu știu cum. Dar, cam atât a fost cu episodul ăsta. Vă mulțumesc mult de dubit atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Ciao, Les.